Mă, tu cu cine ții până la urmă? Eu? Nici eu nu știu. Ești plătit să înțelegi? Ce? Ești plătit să înțelegi? Da, de Soros. Da. Am plătit. Așa zic PSD-știi, hai. În euro. Nu e ok, omul a venit din Cipru. Salut, Cristi. Ce faci? Uite, mă, să verific portavocea. Da. Stai așa, ce facem la Parlament când votează ăștia în plen? Mergem acolo? Când e joi, nu? Joi, da. Da, mergem de dimineață? De dimineață mergem. De dimineață joi la Parlament, da? Pun ăștia vreun camion. Joi avem, mă, termen la sectorul 1. Oameni, între ele. Hai, domnul Ceaușescu. Suntem în Piața Victoriei, unde se adună oamenii încet, încet. Cred că sunt peste 1000 de persoane. L-ați auzit pe Cristi Dide. Joi dimineață ne vedem la Parlament când ei vor vota în plen mârșăvia pe care cu siguranță o să o voteze. Lângă mine este și Marian Ceaușescu. Salutare, Marian. Salut. Ce cu șobolanul ăsta în capul tău? Păi, dar noi suntem șobolanii. Da? Noi suntem ai văzut că până la urmă omul face ceea ce a zis că face. Adică nu are niciun fel de scrupule. Nu are. Ar încerca calce și peste oameni ca să-și ducă la îndeplinire dorința, libertatea lui. Oamenii se adună aici, bă, deja e ok, se strânge lumea. Crezi că se va strânge? Chiar mă uitam astăzi pentru că am scos din arhivă niște imagini din 31 ianuarie și din 29, din 2017. Am scos din arhivă imaginile, că au zis unii că eu n-am fost aici, am scos ca să le arăt, dar în fine, era foarte multă lume. Crezi că va mai fi la fel de multă lume? Pentru corecta informare a celor care se uită la noi. Crezi că va mai fi la fel de multă lume? Nu cred că România a început să fie indolență. Da. Dar cum îți explici? Toți oamenii au fost în stradă iarna, când era mult mai frig, era mult mai condiții meteo mult mai nasoale. Ordonanța 13 făcea mult mai puțin decât ce fac, ce au făcut ei acum. Și cu toate acestea, parcă acum să vedem ce se întâmplă până seara, dar parcă în ultima perioadă nu a fost la fel de multă lume. Asta da. Trebuia să fie viața mai... Da. Plină, dar eu am o speranță că lumea va ieși într-o așa părăța. Am înțeles. Hai să mergem să le arătăm oamenilor și imagini de aici din piață, să vadă cei care sunt în live. Salutare, Melania Medeleanu, cei care sunt în live să vadă oamenii de aici cât sunt. Da. Da. Asta. Da. Cu Tudor Cristoiu. Să-mi dai link-ul, să reshare-ul și eu, bine? Eu nu mai pot să văd aici nimic, că poate nu pot să te dea. Da, dăm link-ul pe mes ca să pot să redistribui, știi? Pe scriem pe Facebook, pe Messenger-ul de la Facebook. Bine? Da, dacă nu pot, acum scriu pe computer acasă. Da, 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 da. Bine, bine. Vorbim, ceau. Salut, salut, ce faci? Trebuie să vorbim despre nenorocitul ăla. Da, da, drag. Avem lucruri mai importante de făcut. Vreau să mă uit că am înțeles că este aici în piață și Moise Guran și vreau să văd pe unde este. Da, haideți să vedeți puțin atmosfera de aici, să vă arăt atmosfera. Vedeți și trupele de jandarmerie. Salut, mă, ce faci? Salut, salut. Ia uitați cine este lângă mine aici, Ionuț. Salutare, salutare. Ionuț, am fost în Suedia, am vorbit despre cum modifică ăștia legile ca scape de pușcărie. Între timp tu ți-ai dat și licența. Și ne-am trezit, bravo, felicitări. Ne-am trezit că băieții chiar fac măgăria, adică nu le pasă. Joi vor vota în plen, au votat în Senat. Cum ți se pare treaba asta? Prostii mai mari n-am văzut și sperăm să nu se ajungă până acolo, dar...
Păi nu mai rămâne nimic altceva decât protestul din stradă. Noi mai putem păi să ieșim, punem rezistență. Păi ieșim, dar sper să mai multă lume, pentru că cel mai mult lumea a fost, mai multă lumea a fost pe 1 februarie la ora 1 noapte în 2000. Da. Eu chiar astăzi am repostat pe Facebook niște imagini din 31 ianuarie, 1 februarie, chiar și din 29. Primul protest a fost în 29 și după aceea în 31 spre 1 a fost multă lume aici, a fost plină piață și ordonanța 13 făcea mult mai puțin, infinit mai puțin decât fac actualele modificări legislative, combinate cu cele de reorganizare judecătorească care distrug și independența justiției. Și totuși nu sunt atât de mulți oameni în stradă. Tu cum e îți vară și asta? Mulți sunt în concedii. Am observat o chestie, la românii din București trebuie să dea un minus 10, minus 5 ca să iasă lumea afară. Da, da, eu nu știu dacă e vorba despre asta, dragii mei. Eu cred că e vorba despre lucruri mult mai complicate. Probabil că mulți dintre cei care au fost în stradă și știu de la oameni care mi-au scris pe rețele sociale, pe Facebook, pe YouTube, pe pagina mea de Patreon, pentru că mulți dintre ei au devenit susținătorii mei și sunt foarte mulți oameni care au plecat din țară. Deci au emigrat. De anul trecut, din 31 ianuarie 1 februarie până anul ăsta, mii de oameni au emigrat dintre cei care au fost aici în Piața Victoriei. Dar rău. Însă nu trebuie să luptești pentru și ei. Și tu te gândești să pleci din țară, nu? Sperăm până în 2020 alegeri viitoare să fie ceva schimbări. Atunci dacă va fi din nou PSD-ul și alții de-a lor, da, cred că și tu va trebui să pleci sau vei fi încarcerat undeva. Da. Ei, eu nu plec, eu stau aici că asta este viața. Haideți să vedem, dragii mei, să vă mai arăt atmosferă de pe aici, de prin piață. Încercăm să vedem dacă îl găsim pe Moise Guran, am înțeles că este pe aici. Vreau să îl întreb și eu ceva, să mă lămurească cu privire la un aspect. Până atunci vreau să vă arăt puțină atmosferă. Uitați-vă și pe Figăr Săbulescu, Vocea Străzii. Salutare, Vocea Străzii, salutare! Salut! Ce facem cu ei? E foarte... Asta comentam și eu acum, e pericol ce se întâmplă mâine. Mâine este asaltul final dat democrației. Mâine stai un pic, votează în Camera Deputaților. Și în plen? Suficient. Și de acolo? Joi este plenul. Este plenul, dar dacă s-a votat în Camera Am vorbit cu Dide joi la Parlament, de la ora 10 începem protestul. Vom fi acolo, nu? Este foarte bine, oameni buni. Este asaltul final. Din momentul de față, după ce votul s-a dat, parcă statul român se dezintegrează, se destructurează. Vom fi raiul infracțiunilor de pe tot globul. Raiul infractorilor. Se filmează una pe alta, nu? Da, păi transmitem pe două pagini. Adică unii cei care stau în casă, alții care stau și cei care vor să iasă, dar nu ies, nu? Nu aveți chei de la ușă. Sărut mâna, vă mulțumesc. Da. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc din suflet. Drag, aici și poți să stau. Da. Bună seara, am discutat seara. La telefon. Da. Îmi pare bine. Mă bucur să vă cunosc. Și eu mă bucur să vă cunosc. Nu vine să cunosc. Hai că mai fost ceva. Da, este destul de neplăcut, dar să așteptăm să vedem, poate mai vine lume. Să așteptăm să vedem, poate mai vin oameni. Eu sper să vină, dacă nu vin, înseamnă că ne predăm. Nu vreau să vorbesc despre oameni. Așteptăm să vedem. Nici eu nu vorbesc. Există oameni buni, această dezamăgire a multora dintre cei cu care m-am întâlnit aici, legată de numărul mic de persoane. Când a fost ordonanța 13 la miezul nopții, pe un frig tăios, au fost foarte mulți oameni aici în Piața Victoriei. Ceea ce fac aceste modificări din codul penal, nu mai intru în detalii, pentru că cei care mă urmăriți ați văzut cu siguranță, aș citit pe toate site-urile, mă rog, câte au mai rămas care au informat corect, pentru că unele se ocupau cu altceva. Astăzi aș citit în detaliu, sunt pe internet toate aceste modificări. În esență și foarte simplu, dragii mei, se legalizează corupția. Despre asta este vorba, se legalizează corupția, oameni buni. Dragnea scapă de pușcărie și nu numai el. Mâine votează în Camera Deputaților, mâine este miercuri, joi se votează în plenul Parlamentului. Mâine ar trebui să fim la Parlament în număr cât mai mare, joi ar trebui să fim în număr cât mai mare la Parlament. Este ceasul al 12-lea. Acum, dacă nu-i oprim, ei vor
legaliza corupția. Despre asta este vorba. Dragnea scapă de pușcărie. Foarte multă lume mă întreabă cum a fost posibil să ajungă aici și cum de s-a ajuns aici și oamenii nu sunt în număr foarte mare în stradă. Vedeți acum se strigă hoții, hoții. Hoții! Da. Ce faceți, domnilor? Vreți să vorbiți pe live? Da? Thank you.
Salutare, salutare! Salutare! Ce faci, cu legitimația la gât? Da, da, da. Te face pregătești de o nouă ridicare? Sper să nu. Spune, mai ai făcut ceva plângere penală pentru ce s-a întâmplat atunci? Încă nu, mai aștept dacă vine amenda aia, da. Da. Și... Dar care a fost justificarea până la urmă? Că eu n-am înțeles nimic din ce s-a întâmplat. Adică... Nici... Și la secție ți s-a spus de ce ai fost ridicat? Mai multe lucruri că am împiedicat jandarmii, am... Nu știu, am lovit un jandarm. Da. Da. Dar mai multe lucruri diferite, nu consistent și n-am... Da, 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 da. Și da. N-am putut să citesc procesul da. Verbal. Da. Să vedem dacă vine procesul la mine. Da, 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 da. Deci aștept să vezi dacă îți vine amenda. Păi să-ți vină unde? Să-ți vină acasă, în Germania, unde să-ți vină? Să vedem, să vedem. Da. Ei mai au dat o comunicată presa în care au zis că o să vină o amendă de 500 de lei. Ei au zis că nu ești ziarist dacă nu ești... Știi discursul lor că și la sediu PSD, dacă ți-aduce aminte, că a zis un jandar că... Băi, nu sunteți ziarist, că nu scrie realitatea, nu scrie Digi, nu ai trepied și nu ai mașină pe care să scrie. Trepied avem, că n-avem mașina colantată. Da, da, că n-ai mașină colantată, că e atâta judecă. Dar... Faceți-vă atunci pentru PSD, că dacă erați ziarist, ați fi fost trimis... Vreau să te mai întreb ceva, te-a căutat vreo asociație sau vreun ONG din România care se ocupă de libertatea presei, de... Da, da, au stat da. De vorbă cu tine? Au scris, cum n-au se cheamă? N-au stat de vorbă cu tine, dar a scris. Au scris, dar... Despre, mă rog, despre faptul că declarația... Dormi de cuvânt al jandarmeriei înalt, era pur și simplu mincinoasă. Da, 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 păi el minte, păi și în cazul meu a mințit, pur și simplu. Dar ce? A ieșit public, Ioana. Aberantă. Da, da. Am înțeles. Bine, sper să le faci. Presa reprezintă un act oficial și, mă rog, mai contrazicea prostiile pe care le spunea Enache în comunicat. Da, păi în mintea lor, dacă nu e ziarist la o televiziune și ar trebui să fie din aia cu patron penal, altfel nu e ziarist, nu? Nu știu dacă e asta sau este o manieră de discreditare tipic bolșevică, domnul Șora nu e filozof, Paul nu e ziarist. Corect, 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 corect. Așa, corect. Cu astea se ocupă ei. Mersi mult, Paul, mersi mult. Dacă le faci plângere penală, o să fie încă una pe lângă cele patru pe care le-am făcut eu. Succes! Da, aștept să vedem ce zice parchetul militar. Da. Te urmăresc, te susțin pe Patreon și vreau să zic că am venit în țară. Da. Hai să vorbim, să ne vadă și oamenii, că suntem în live, da. Unul dintre patronii mei și după cum vedeți, nu e Soros. Nu e Soros, nu? Nu e copilul Soros. Și spune-mi, cum ți se pare prezența aici? Este bună, partea asta este bună, dar aș vrea să vină cât mai multă lume, pentru că treaba este foarte serioasă. Oamenii ăștia își bat joc de voi, efectiv își bat joc de voi. Dacă ai putut să vii tu din Anglia, de la câți kilometri sunt? Sunt 3000 de kilometri. 3000 de kilometri. Ai putut să vii de la 3000 de kilometri, poate pot să iasă și oamenii care sunt în stradă în București, nu? Mă bucur. Dragii mei, da, mersi mult, mersi, o să verific. Ați văzut, este din Anglia a venit acest tânăr, este și unul dintre cei care mă susțin pe Patreon, nu e Soros, nu arată ca Soros. Salut, salut. Mersi mult. Pe Patreon. A, și tu ești, uite, suntem în live. Ia uitați, alt patron de-al meu și nici tu nu e Soros. Nu, nu sunt Soros, ai grijă de integritatea ta corporală. Și pușcării, astea sunt cele două probleme care văd că ai putea să le pățești. E important să ai cât de multă grijă da, se poate. Eu sunt pe un drum pornit, ce au ei de gând să facă treaba lor. Momentan văd că lucrează mai soft cu denigrări, cu minciuni, cu... Da. Lucrează în zona aia. Eu mă bucur că voi cei care mă susțineți pe Patreon nu... Ați observat denigrările și nu v-ați dat seama că sunt minciuni? Avem creier în cap. Da, avem da, creier da. În cap. Asta mă bucură cel mai mult. Vreau să te întreb, cum ți se pare prezența aici în piață? Sincer, sunt un pic având în vedere că suntem pe ultima 100 de metri, adică nu mai e nimic după asta. Sincer, sunt un pic dezamăgit, trebuia să fie mult mai mulți oameni. Sincer, trebuia să fie plin, trebuia să fie full, totul blocat, pentru că ceea ce se întâmplă ne trage în spate enorm. Enorm de mult. Și oamenii trebuie să înțeleagă exact cum le explici tu tot timpul, cu puțin efort,
5 zile, dacă reușim să ne oprim, să zicem stop, da, să tragem spre grevă generală, nu se poate schimba. Trebuie să acționăm. Nu e mult, nu e greu, dar trebuie. E vital acum, nu mai e zi. Dacă nu ne vom trezi de săptămâna viitoare într-o altă țară. Mersi mult, mersi, salut. Salutare, salutare. La muncă, la treabă, în piață. Dragii mei, ce cred eu că se întâmplă în acest moment, eu am mai vorbit despre treaba asta, a spus-o, ați văzut că astăzi am căutat și niște comentarii mai vechi, am găsit inclusiv comentariul pe care l-am făcut aici în februarie, dacă nu mă înșel, nu mai țin minte exact în cât februarie, 19-20 februarie, atunci când s-a întâmplat povestea cu România Liberă, am găsit comentariul și dacă vă uitați pe el, eu l-am pus pe pagina mea de Facebook, am spus de acolo că ăștia vor face exact ceea ce fac ei. Și uitați-vă că au trecut un an și jumătate și suntem în pragul legalizării corupției. Pentru că despre asta vorbim, dragii mei. Despre legalizarea corupției, asta se întâmplă. Sunt modificate o grămadă de articole din codul penal care se refereau la strict la funcționari publici, la primar, la aleși locali, la demnitari, demnitari central, demnitari pe plan local, din primării, din unități administrativ-teritoriale, din teritoriu, care vor primi practic liber la furat. Despre asta este vorba, dragii mei. Și lucrurile sunt mult mai grave decât erau la ordonanța 13. De aceea ar fi trebuit să fie aici, în Piața Victoriei, după părerea mea, mult mai multă lume. Acum, despre motivele pentru care mulți oameni nu au ieșit, vreau să vă vorbesc și despre asta. Cred că unul dintre motive ține de faptul că foarte mulți dintre cei care ați fost în stradă la ordonanța 13 nu conștientizați pericolul. Practic, ce a făcut Dragnea din momentul în care a văzut că o ordonanță de urgență făcută brusc scoate lumea în stradă, a aplicat un principiu, este un experiment, cu siguranță ați auzit despre el, broasca băgată în apă rece, pusă pe foc și care fierbe la foc mic. Ce se întâmplă cu acel animal? Eu știu foarte bine pentru că am făcut și un liceu de chimie biologie și am fost pasionat de biologie. Sistemul nervos, din cauza faptului că temperatura se ridică foarte încet și amfibienii au un sistem nervos relativ rudimentar, sistemul nervos nu percepe diferențe de temperatură. Și se întâmplă, deci ăsta e un experiment științific ce vă spun, nu este o poveste sau o legendă, și se întâmplă că animalul fierbe de viu, deci arde de viu și moare și el stă în apa aia clocotită. El ar putea să sară afară în momentul în care temperatura ar fi, dacă ai lua o broască de afară și arunca-o la o anumită temperatură într-o oală în care este o broască din asta care e fiartă la foc mic, broasca luată de afară ar sări afară imediat pentru că ar simți diferența mare de temperatură. Broasca ce a fost fiartă la foc mic nu simte sistemul nervos diferența de temperatură și stă acolo până când pur și simplu este fiartă, este opărită, este clocotită și moare fiartă, deși ar avea posibilitatea să sară afară. Asta se întâmplă cu noi, oameni buni. Deci noi suntem în situația acelei broaște și pentru că Dragnea ne-a fiert la foc mic, dar nu e vorba de faptul, numai de faptul că ne-a fiert la foc mic, pentru că nu numai asta ne-a adus la situația în care suntem în momentul de față. Și anume la o lipsă de reacție, la o aprobare tacită a planului lui Dragnea. Pentru că asta se întâmplă, oameni buni, toți cei care ați fost în stradă la ordonanța 13 și acum nu ieșiți în stradă, să știți că aprobați tacit ceea ce face infractorul șef al PSD în Parlamentul României. Cine tace, consimte. Acesta este principiul care se aplică în momentul de față. Salutare, salutare! Stimă și respect! Da. Vom, măcar ne luptăm, nu știm dacă vom învinge. Marin, aveți aici un protestatar? Marin, eu sunt un optimist și am încredere că vom învinge. Ascultă comentariul care l-am făcut la domnul Pierdiel Săvolescu. Să sperăm. Ai să vezi acolo toate posibilitățile noastre de a învinge. Eu nu știu dacă învingem sau nu, dar știu că luptăm. Deci suntem aici și luptăm. Dacă o să învingem sau nu, o să vedem. O să vedem. E bine că suntem aici și luptăm, da. Libertatea ta, mulțumesc mult, mersi mult. Da, vă spuneam, oameni buni, că despre asta este vorba, știți? Cine tace, consimte, se creează impresia că societatea
Poate de asta nici partenerii externi nu reacționează așa cum poate ar trebui să reacționeze. Se creează percepția că societatea aprobă ceea ce face infractorul șef al PSD. Că societatea ar fi de acord cu acest lucru. Nu, din moment ce oamenii nu sunt în stradă, înseamnă că ei aprobă. Ăsta este principiul care funcționează în democrație. Haideți să-l vedem pe Cristi Dide și vă explic după aceea mai departe. Salutare, Cristi! Salut! Nu scăpați! 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 Crezi că nu o să scape? Că mie mi se pare că... Doar ți se pare. Doar ți se pare, crezi? Da, da. Crezi că o să vină lumea? Va veni. Va veni. Și nu... A... nu. Dacă nu astăzi, mâine la Parlament, să-l pună, să-l pună. Ce? Păi iau și pe asta, că mai... avem nevoie de mai multe. Da, mă, dracu, să cadă. Dacă scade inima, găsim alta. Știu. Crezi, Cristi, ai încredere că oamenii... că oamenii vor fi în stradă număr mare ca la ordonanța 300? Sunt suficient și ăștia. Dar așteptăm mai mult. Hoții! 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 Nu scoate le platformă, doar le stai Ionel. Da, vă explicam, dragii mei, noi suntem aici, îl vedeți pe Cristi Dide cu portavoce, așa cum a fost din prima zi a protestului. Cel mai amendat protestatar rezist, îl vedeți aici cu portavocea. Dragii mei, este momentul, este momentul... La pușcărie! La pușcărie! Putem să ne vom trezi într-o altă țară. La pușcărie! Practic, de săptămâna viitoare, mâine se votează în plenul Camerei Deputaților și joi se votează în plenul Parlamentului. Dacă nu cumva vor modifica, va trebui mâine să fim atenți la buletinele de știri. S-ar putea să modifice Iordache, să o bage în procedură de urgență. Dacă nu vor modifica, vom joi se va vota nu vrem în plen să fim și mai departe. De nu hoți, punem, nu se mai poate face nimic. Să fim România va fi nu o altă țară. Să fim de vineri vă veți trezi oameni buni într-o altă țară. O țară în care noi nu suntem o nație de hoți. Noi vom fi conduși de un grup de hoți. Să fim o nație de hoți. Un grup de hoți, oameni buni. Ci se va modifica tot ceea ce ține de planuri interlope, infracțiuni cu violență. Totul se va schimba. Vă vorbeam înainte să... îl arăt pe Dide, să vă salute, Dide, vorbeam despre cum ne-a fiert Dragnea la foc mic ca pe o broască, nu, Dide? Ne-a fiert un an și 6 luni de zile la foc mic. Băi, nu m-a fiert, era de așteptat, adică după ce a picat OUG3, ce era de așteptat lucrul ăsta. Eu mă așteptam de că noi... am avut atâtea ocazii să oprim Dide, au fost atâtea... Dar sunt în continuare, nu s-a schimbat nimic, nu s-a schimbat nimic. Și cine crede că protestele nu fac nimic, se înșeală, se înșeală. Îi deranjează maxim orice gest de-al nostru. De aceea primim amenzi, de aceea nu ne lasă cu platforma, de aceea nu ne lasă cu boarde, pentru că îi deranjează. Pentru că văd că îi incomodăm și am incomodat tot timpul. Este posibil. Sunt în momentul de față, sunt ca niște șobolani în cușcă. Nu mai am nicio scăpare. De aceea se grăbesc, de aceea vor să...
meargă pe repede înainte. Vreți să participați la revoluția asta, vă așteptăm în stradă. Revoluția nu se face doar cu arme. Și dacă vreți să o faceți cu arme, veniți în stradă. Că nu o să vă caute nimeni cu arme acasă. Veniți în stradă, măcar să fiți aici și să nu participați la o revoluție. Este posibil să fi plecat mulți în străinătate. E posibil să fi plecat mulți în străinătate. Mi-au spus mult pe Facebook. Au fost în stradă la ordonanța 13 și au emigrat între timp. E, nu cred că au emigrat atât de mulți. Nu cred că au emigrat. Au emigrat, dar nu atât. Nu, oamenii vor să iasă atunci când arde. Asta e românul. El vrea să iasă când arde. Nu este nimeni proactiv. De-aia trebuie să fie proactiv, să prevadă ce o să se întâmple. Uitați ce s-a întâmplat cu băiatul ăla de la Brașov. Nici măcar 200.000 de euro nu l-au salvat. Și cu bani și România n-a putut să salveze. Da, corect. În țara asta nici banii nu te mai scapă. Da, așa este, oameni buni. Trebuie să fiți... conștienți că acum este momentul cheie în care ar trebui să ieșim în stradă număr cât mai mare să-i oprim. Astăzi suntem aici, mâine să vedem ce se întâmplă în Parlament și joi la Parlament când se votează în plenul Parlamentului, când se votează în plenul celor reunit al celor două camere mizeria. Dacă nu reacționăm, dacă nu-i oprim, oameni buni, sigur că noi o să fim pe baricadă în continuare și eu și cu Cristi și fiți sigur că se va întâmpla că Dragnea nu se va opri aici, să știți. Dragnea va emite legislație împotriva libertăților civile. Nu vom mai avea dreptul să protestăm ca și până acum. Nu vom mai avea dreptul să ne exprimăm pe rețele sociale așa cum ne exprimăm. Și până acum lucrurile se vor schimba, oameni buni, să știți, se vor schimba în rău. Vă mai spun câteva cuvinte, vreau să trec puțin printre comentarii pentru că văd că postacii PSD-ului sunt foarte, foarte agresivi, vorbesc foarte urât. Și vreau să fac puțină curățenie, să trec cu vidanja, bine vidanja, să curățe postacii. Veni peste voi, nu dați înapoi, 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 veni peste voi. Unde ziceai că e Moise Guran, că vreau să vorbesc cu el? Nu mă, la bără! Salutare, Moise! Salut, Moise! Ai două minute? Sigur că da, pentru tine. Hai să vorbim aici, să ne vadă oamenii lângă mine, vedeți pe Moise Guran.
un jurnalist pe care eu l-am apreciat foarte mult. N-ai vrea tu să vorbim ca băieți? Care... Nu, aș vrea să vorbim public. Tu crezi că eu sunt Dragnea? În opinia ta eu sunt Dragnea să faci de-astea cu mine? Nu, dar aș vrea să mă las să termin ce am de spus. Păi spune cu tine, nu cu mine. Eu ți-am spus unde puteam eu să spun. Așa. Bun, nu, uite, dacă vrei, abordăm discuția și vreau să spun că te apreciez. Și că încerc să înțeleg ce ai vrut să spui atunci când l-ai spus Mălin Bot nu e ziarist și n-a fost niciodată ziarist. Vreau să întreb dacă tu mă cunoști. Am vrut să spun că acest tip de a face jurnalist nu este jurnalist. Adică în același timp ți-am transmis un mesaj foarte clar să nu mai încurajez sub nicio formă violență. Dar unde am încurajat eu? Poți să-mi spui concret? Poți să te cauți singur pe YouTube, să vezi pe cine ai promovat tu acolo. Nu am promovat pe nimeni, Moise. Uite, uite cum s-au lucrat. Păi nu, dar trebuie să argumentez. Când spui despre cineva că n-a fost niciodată jurnalist, mi-ai citit CV-ul, știi cine sunt, cu ce mă ocup? Nu știu. L-am citit. Da? Îmi pare rău să spun. O meserie se definește, dragă mă. Eu am făcut referire foarte clară la atitudinea ta în timpul protestelor de la Roșia Montană. Nu, spui despre cineva că nu a fost niciodată jurnalist. De ce opărește asta? Asta am zis atunci. Ajungem și acolo. Da? Ai spus ăsta n-a fost niciodată jurnalist, e corect? Am zis că... Am zis suntem că... jurnalist, suntem oameni de cuvinte. Niciodată înseamnă niciodată, de la începutul carierei. Pare rău că nu mai amintesc exact acum cum așa am spus. Așa ai spus, că acest tip de jurnalist... Nu, ai spus ăsta n-a fost niciodată ziarist, nu este nici acum. Ce faci tu acum? Brand personal, uite, hai să ne pozăm amândoi. Mălin Bot, dar nu trebuie să devii agresiv, să pozeze cu mine. El vrea să-și facă reclamă aici cu toți oamenii ăștia. Nu, eu am venit să vorbesc cu tine, Moise. Nu trebuie să fii agresiv. Mălin Bot își face reclamă. Bravo, Mălin. Eu am venit să avem un dialog. Eu vin aici ca să vină și alți oameni. Păi și eu de-aia vin aici. Sunt față sub nicio formă. Și eu de-aia vin aici. Te felicit pentru modul în care tu faci reclamă. Am un dialog cu tine civilizat. Alte puncte de vedere. Știu, dar vreau să am un dialog cu tine civilizat, pe care dacă ești... Dacă ești jurnalist și ești o persoană publică cum te prezinți, poți să-l ai. Eu fac un apel încă o dată. La adică nu-i cazul să mă iei de mână, să mă opriți. Ai impresia că nu mă asculti. Îți place să te auzi vorbind. Te ascult. Te felicit. Da. Dar eu am avut un singur mesaj pe care îl repet. Nu mai promova violența la meeting-urile. Nu promovează nimeni violența. Asta este o minciună. Violența? Asta e o minciună din punctajul PSD-ului. Mălin Bon a promovat niciodată violența la niciun meeting. Toată activitatea mea e publică. Așa e pe Facebook, e pe YouTube și îmi pare foarte rău. Că nu ai urmărit. În reclama asta ta în care tu... Nu e reclamă, Moise, e un dialog normal. Aș vrea să-ți mai spun ceva. Da, te ascult. Violența sau tulburările sociale violente sunt cele care au fost întotdeauna folosite pentru trecerea la o dictatură adevărată. Așa este, e corect. Deci în momentul în care cineva de aici devine violent, corect, justifică intervenție în forță, așa este. Da? O acțiune politică care după aia îl transformă pe Dragnea în ceea ce încă nu este, da? Și mai puțin oameni pașnici, civilizați, da, sunt de acord. O să rămână un grup de oameni violenți care o să ia bătaie de la jandarmi. Așa e, eu n-am incitat niciodată la violență. Atât am avut de spus. Asta încerc să-ți spun. Dacă eu am greșit, îmi cer scuze, Mărin. Dacă tu ești de acord cu mine, atunci n-avem nicio discuție. Nu, eu sunt de acord cu tine pe tema asta, vreau să spun altceva. Da. Și făcusem introducerea, chiar o făcusem cu bună credință. Așa. Dacă nu mă crezi și ai timp, știu că ești o persoană foarte ocupată, poți asculta pe YouTube comentariile mele. Dacă cauți cu Moise Guran plus Mălin Bot de Vegas, vroiam să spun că te apreciez foarte mult. Că ești unul dintre jurnaliștii pe care am observat de-a lungul timpului că niciodată nu și-au schimbat punctele de vedere. În ce sens? Întotdeauna când s-a anunțat o temă de emisiune și am știut că comentează Moise Guran, eu am știut ce vei spune tu, pentru că îți cunoșteam principiul. Am vrut să spun doar că ai greșit, să spun ce m-a deranjat ca de la om la om. Dacă eu am ca greșit, de la un om care apreciază pe un alt om. Dacă eu am greșit, iar tu nu promovezi violența. Nu, eu chiar nu promovezi violența. Asta e din punctajele Ancăi Alexandrescu. Uită-te pe YouTube să vezi. Măi, după ce un om a luat un pumn în fața aici, în fața acel guvernului, băiat, e greu să acel spui băiat ceva. Care a dat acel pumn acelui om, de o săptămână mă denigrează pe mine pe Facebook. N-am nicio legătură. În ultima săptămână? Da, în ultima săptămână. Și eu când am avut intervenția aia în ceea ce te privește, acum câte zile? Cam când a început băiatul ăsta cu denigrările, cam în acea perioadă. Cred că e mai de mult. Da. Cam în acea perioadă. Cred că atunci când a fost la Parlament scena aia violentă. Tu erai plecat din era acolo, la dar eu l-am păi văzut da, acolo pe el, lângă omul da, ăla Moise, care l-a eu n-am nicio legătură cu acel băiat, asta încerc să te spun. Dar ce am vrut să zic, ce m-a deranjat pe mine? Eu sunt de acord cu critica. Da. Eu de ce fac lucrul ăsta? Tu înțelegi că eu nu vin aici ca să apar la televizor? Că eu am unde să vorbesc, un jurnalist are unde să spună. Aici se exprimă toți oamenii ăștia. Eu vorbesc la radio, scriu pe blog, nu vin aici ca să ies în față. Este opțiunea ta dacă vrei să ieși. Dacă ieși în față, până la urmă e dreptul tău, poți să devii politician. Această mulțime are nevoie de lideri.
Vrei tu să fii acel lider? Eu nu vreau să fiu acel lider, da. Atâta doar. Eu vreau să avem că jurnalism înseamnă altceva. Ce înseamnă? Adică în momentul în care eu, Moise, mă hotărăsc să fiu aici lider, eu plec de la radio. Nu mai am ce să mai caut acolo. Aia înseamnă jurnalism. Corect. Okay? Când vin aici și stau aici în banca mea și protestez și eu ca toți ceilalți, fără să ies în față sub nicio formă, atunci sunt un pic altceva. Tu nu poți să fii aici așa și să fii și era normal. Avem proprietatea cuvintelor. Ascultă-mă, nu m-a deranjat critic. M-a deranjat faptul că ai spus în emisiune, ăsta n-a fost niciodată jurnalist. Bănuiesc că n-ai citit despre mine. Dacă asta a fost exprimarea mea, asta a fost noi. Asta m-a durut. Ceea ce am vrut să spun este că jurnalismul este altceva decât ceea ce faci tu. De ce mă așa? Păi eu prezint, uite, iau declarații de la oameni din piață, ce e nejurnalist. Care e diferența? Hai să te întreb ceva. Care este diferența între tine când ești la microfon la Europa FM și îți exprimi o opinie și eu că vorbesc în fața unui telefon pe Facebook, având probabil aceeași audiență? Care e diferența? Tocmai ți-am explicat-o mai devreme. Păi de jurnalist, deci un jurnalist vorbește aici în fața unui om atunci când nu mai are unde să se exprime. Păi eu n-am mai avut unde să mă exprim, înseamnă că nu știi povestea mea. Okay. Atunci da. În momentul ăsta ești un activist civil. Nu, eu sunt am un jurnalist. Am respectul pentru tine, condiția să rămânem în sfera dacă, unui protest dacă democratic. Dacă tu pleci mâine de la Europa FM și rămâi pe site-ul tău, cum am rămas eu, pe canalul meu de YouTube și pe pagina mea de Facebook, tu nu mai ești jurnalist? Depinde ce fac pe canalul respectiv. Malin, cred că ți-ai făcut destul, zic și eu, treaba ta. Am înțeles. Eu asta că nu plec, nu mă dă pe mine Malin Bot afară din piață. Nu. Eu am fost aici de la început. Nici nu se pune problema. Deci asta îți mulțumesc foarte frumos. Mă, se îmi pare rău dacă... Oricum, cu cea mai mare plăcere. Eu am vrut să-ți atrag atenția. Dacă am reușit, mă bucur. Dacă am greșit, îmi cer scuze. Asta am vrut să spun, Moise. Uite-te, te rog frumos, când ai timp. Știu că ești un jurnalist foarte cunoscut. Este normal, din poziția pe care o ai tu în piață, să ai un orgoliu foarte mare, dar... Ai văzut emisiunea aia? Pentru că eu am spus atunci că dacă greșesc în vreun fel îmi cer scuze. În acea emisiune. Am văzut-o și mi s-a părut foarte agresiv și n-am înțeles de ce ai fost așa agresiv. Pentru că tocmai... Eu sunt un jurnalist, Moise, de 25 ani. Poate de cu pumnul în piept, dar nu asta înseamnă jurnalist. Am școală de profesie. Eu n-am făcut o școală de profesie. Am scris două cărți la editura Humanitas, te invit să le citești. Și aș vrea ca atunci când cineva se pronunță la adresa mea, măcar să documentez. Asta m-a deranjat. N-am venit succes lăudătorilor tăi, căci se pare că nu se simt foarte bine. Moise, am venit ca să o spun foarte civilizat, ca unui om pe care eu îl apreciez. Și a doua chestiune legată de violență, chiar nu am incitat la violență, chiar n-am nicio legătură cu acest Sandy Matei, alta decât că acel om prin piață a venit pe lângă mine, s-a pripășit pe lângă mine. Nu sunt prieten cu el, n-am nicio treabă cu el. Și mai mult decât atât, în ultima perioadă omul mă denigrează de mă rup pe perețele sociale. Știi? Asta încerc să-ți spun. Uite-te, te rog, pe canalul meu de YouTube. Și dacă, poate eu am greșit și tu, dacă tu vezi undeva, sunt ușor de contactat, vreo incitarea mea la violență, în videoclipurile mele, tot ce fac eu pe YouTube, trimite-mi, te rog frumos. Pentru că poate eu, din ceea ce fac, nu înțeleg exact cum e perceput mesajul. Și mă poate ajuta să înțeleg. Dacă vrei să faci treaba asta? Nu, okay. Nu. Atât am vrut să te rog. Mulțumesc pentru atenția în direct. Dacă ți-am fost util... Da. Mersi frumos, Moise Guran, da? L-ați auzit pe Moise Guran. Am făcut discuția asta, cum o judecați dumneavoastră, pentru că avem un public comun foarte larg. O judecați dumneavoastră mai departe. Ați văzut ce am avut eu să-i spun lui Moise Guran. A fost ușor nervos, nu știu de ce a fost așa nervos. Ați văzut că m-au luat de mână, m-a învârtit pe acolo. A reacționat un pic ca Voiculescu, dar poate n-a. Cine știe, eu înțeleg, așa cum i-a spus și lui, că este o persoană foarte orgolioasă și era într-o situație ușor dificilă ca jurnalist, nu putea să nu explice. Dar problema mea a fost strict legată de aceste două punctaje pe care Moise nu știu de unde le-a preluat. Nu știu de ce le promovează. Dumneavoastră, cei care mă urmăriți pe mine, puteți să judecați. Pentru că cei care mă urmăriți știți exact activitatea mea. Salut. Cei care mă urmăriți știți exact activitatea mea. Și ați văzut că nu s-a pus problema că eu să incit vreodată la violență. Ba din contră, am încercat să-i potolesc pe cei care incită la violență. Asta a fost discuția. Și îmi pare bine că Moise Guran și-a cerut scuze pentru că a zis că nu sunt ziarist. Eu cred că nu a fost suficient documentat. Sper ca în viitor să documenteze și să vorbească în cunoștință de cauză. Ce se întâmplă, dragii mei,
și într-un fel are legătură și cu discuția cu Moise Guran, pentru că eu știu exact cine este în spatele dezinformării. Moise nu cred că e de rea credință, că m-a mai interesat între timp în stânga și în dreapta. El este foarte legat de comunitatea Corupția Ucide, unde Oana Dobre, fosta angajată a lui Voiculescu, fosta angajată a lui Andronic, pentru că ea a lucrat la Andronic înainte să ajungă la Corupția Ucide, ea controlează practic, acea comunitate. Și de acolo vin aceste semnale în legătură cu mine, care sunt și în același timp sunt punctajele Ancăi Alexandrescu, consiliera de imagine a lui Liviu Dragnea, punctajele consilierilor PSD. Că ei au început să spună la Antena 3 la România că Mălimbo nu e jurnalist, pentru că mesajele pe care dumneavoastră le vedeți, tot ceea ce vedeți pe canalele pe care eu comunic, să nu fie luate în serios. Se cântă imnul național, haideți să vedem atmosfera și apoi revin. Și spuneți-le, când se cântă imnul, să nu sune trompetele. E minimum de decență față de imnul țării.
studiat un pic comentariile voastre, mergem până peste drum pentru că vrem să vorbim cu Mihai, cel care a notificat protestul de aici. Am văzut comentariile voastre, mie îmi pare rău că v-a dezamăgit atâna lui Moise Guraniu, n-am ce să-i fac, ați văzut că a fost fizic, m-a luat de mână pe aici ca Voiculescu. Acum, eu n-am ce să zic, eu ați văzut abordarea mea, a fost una cât se poate de civilizată, de jurnalistică. Dacă el a înțeles să reacționeze la modul ăsta cu contact fizic, ceea ce este profund nejurnalistic, în toate manualele de jurnalist spune că nu ai voie să, când discuți cu cineva, să ai așa contacte fizice, să tragi de el, să-l tragi de mână, să-l întorci, să-l sucești. Aici nu am, n-am ce să-i zic, eu nu-i înțeleg nervozitatea, eu m-am dus la el cu cele mai bune gânduri pentru a discuta deschis, să-mi explice și mie, să-mi dea niște explicații pe care ați văzut că n-a putut să mi le dea. Probabil și pentru că nu are o studii de specialitate. Dacă Moise Guran avea o facultate de jurnalism, învăța în anul întâi la facultatea de jurnalism, primea bibliografie, manualul jurnalistului, carte scrisă de David Randall. Și acolo afla în prefața cărții, repede, dacă făcea o facultate de jurnalism, el n-a făcut. Probabil de aici vine confuzia multora, pentru că sunt foarte mulți ziariști, neziariști în această profesie, oameni care, nefăcând studii de specialitate, n-au citit bibliografia de specialitate și nu știu de fapt ce înseamnă meseria asta, pentru că au intrat direct în practică. Și David Randall, care este unul dintre cei mai importanți jurnaliști ai lumii moderne, a condus cele mai mari tabloide din Marea Britanie, a condus ziare foarte mari din Europa, el spune așa: sunt jurnalist și tot ce mă interesează este ca mesajul meu să ajungă la public. Vă citesc exact pentru că am învățat, am făcut o școală. Nu mă interesează cum ajunge la public. Ajunge prin hârtie tipărită, prin ecranul unui televizor, prin ecranul unui telefon mobil sau printr-un proces telepatic. Deci despre asta este vorba, oameni buni. Practic, ce diferă? Diferă numai mijlocul prin care noi ne adresăm. Tot la facultatea de jurnalist pe care Moise Guran n-a făcut-o. Dacă o făcea, înțelegea. Se face teoria comunicării. La teoria comunicării se învață că există mesajul și canalul pe care se comunică. Deci, practic, diferă canalul, oameni buni. Nu este nicio diferență între o persoană, un jurnalist, ca Moise Guran, care stă la Europa FM, vorbește în fața unui microfon și este ascultat de către cei care ascultă la radio și eu, când vorbesc pe rețele sociale și sunt urmărit de către cei care mă urmăriți aici pe rețele sociale. Ce m-a deranjat? Pe mine m-a deranjat că el a folosit acest punctaj al PSD-ului, al Antena 3, al creația Ancăi Alexandrescu, împotriva mea. Eu am și înțeles după aceea cine l-a indus în eroare, am și înțeles din ce direcție a venit. Nu mai intru în detalii pentru că foarte bine mi-ați sesizat unii aici că este momentul să dăm semnale de unitate către mafioții cu care ne luptăm, nu de dezbinare. Și asta este un lucru foarte bun la care eu mă gândesc și o să încerc altă dată să vă explic cum s-au lucrurile, pentru că acum pur și simplu nu este momentul. Acum este momentul, oameni buni, să fim uniți, să fim cu toții uniți, toți cei care am fost în stradă după ordonanța 13, toți cei care suntem revoltați de ceea ce se întâmplă în momentul de față, de perspectiva legalizării corupției. O perspectivă care este iminentă, iminentă, mâine și poimâine. Numai mâine, nu-i poimâine, spunem noi în Banat. Mâine se discută în Camera Deputaților, poimâine se votează în plenul Parlamentului și după aceea vom trăi în altă țară. Haideți să vedeți imaginile cu mulțimea de aici, din Piața Victoriei, de pe trotuarul de la Guvern. Ca prin miracol, ca prin minune, jandarmii ne-au lăsat să venim aici, nu ne-au blocat. Dragii mei, vă rog foarte mult, nu transformați această discuție. Eu am vrut numai să arăt din discuția mea cu Moise Guran că sunt un om și că putem purta o discuție, un dialog ca doi profesioniști în meseria lor cu argumente. Nu transformați, vă rog, discuția asta în ăla-i ticălos, ăla-i bun, ăla-i rău, pentru că Moise are și el unele informații interesante legate de ceea ce fac PSD-iștii cu modificările legilor justiției și eu sper și cred că va face ceea ce am spus, că se va gândi, va urmări canalul meu de YouTube și va constata cât de mult a greșit. Și ca să vedeți cei care mă urmăriți cât de nedreaptă este situația în care eu mă aflu în momentul de față,
situația, și anume aceea de a fi denigrat de către aceste personaje, Săndel Matei și cei din jurul lui. Ați văzut cât am avut eu de suferit la imagine din cauza lor? Vedeți? Mulți oameni din presă, pentru că eu am acceptat lângă mine, pentru că eu am această filozofie a faptului că oricine este liber să vină lângă mine și că atâta timp cât luptăm pentru un interes comun, eu nu pot să fac selecție sau să strâng din nască, suntem pe domeniul public, știți? Și uitați-vă cât de mult am eu de suferit la imagine. Poate cine știe, poate că mulți dintre colegii din presă care au ajuns să mă catalogheze ca fiind ca și Moise, fără să urmărească activitatea, au văzut două, trei scene, au văzut niște lucruri la România TV, la Antena 3. A intervenit Oana Dobre de la Corupția Ucide, care a făcut, face și ea punctajele Ancălei Alexandrescu, și m-au rezolvat la imagine. Și vedeți cât am avut eu de suferit de pe urma faptului că nu am fost arogant, nu am fost nesimțit să triez oamenii, să spun tu ai voie lângă mine, tu n-ai voie lângă mine. Nici nu-i genul meu de om să fac așa ceva. Eu nu pot să fiu arogant, nu pot să fiu nesimțit. Deci mi se pare, cum să vă spun, nu pot, deci nu pot să fiu în felul ăsta. Și pentru că nu am fost așa și am zis, domnule, oricine poate să vină lângă mine, nu pot eu să decid, oamenii sunt lângă mine. Sigur, dacă fac acțiuni, atrag atenția că nu este în regulă ce au făcut. Cum s-a întâmplat atunci când acel bătrân a fost lovit aici pe trotuar, am spus, domnule, nu este în regulă, nu este în regulă. L-am chemat pe Săndel Matei, am spus, uite, acum intrăm în direct, te rog frumos să-ți cer scuze pentru ce ai făcut, să spui că nu este în regulă ce ai făcut. Dar vedeți, pentru că eu sunt de gândire asta, de principiul ăsta, că oricine poate să vină lângă mine, uitați-vă cât de mult am de suferit, vedeți? De la oameni care acum, ei mă denigrează, înțelegeți? Deci am avut de suferit din cauza lor, i-am acceptat pe lângă mine și acum iată că sunt denigrat. Este un lucru... Asta este viața, până la urmă, viața pur și simplu, dar nu despre asta e vorba, oameni buni. Nu e vorba nici de mine aici, asta vreau să vă spun. Nu e vorba nici de Săndel Matei, nici de alte... Exact, satul ăla de la Timișoara, cum îl cheamă, Codreanu, care numai minciun spune toată ziua. Nu e vorba despre asta, oameni buni. Nu e vorba despre asta. Oricine stă să se gândească că e vorba despre asta, după părerea mea, greșește foarte, foarte, foarte mult, dragii mei. Pentru că este vorba despre... țara noastră, e vorba de viitorul nostru, al tuturor. E vorba de faptul că vom ajunge să trăim într-o republică infracțională, oameni buni. Și toate aceste certuri, discuții, exacerbări ale unor scandaluri care în mod normal n-ar fi trebuit să existe, toate astea sunt alimentate chiar de către propaganda Ciumei Roșii. Pentru că ei vor să facă treaba asta. Ciuma Roșie este specializată în divide et impera. Pe principiul dezbină și cucerește. Ei fac treaba asta pentru a induce confuzie, pentru ca oamenii să nu mai realizeze foarte clar și pentru a nu exista un mesaj unitar. Însă, ce se întâmplă astăzi, ce se va întâmpla mâine și ce se va întâmpla joi la Parlament, nu are nicio legătură, oameni buni, cu o persoană sau cu alta. Are legătură pur și simplu cu dictatura în care noi vom ajunge. Uitați-vă să vedeți ce benere sunt acolo. Vedeți, nu vrem dictatură. Vom fi într-o dictatură, oameni buni. Vom fi într-o dictatură. Vom fi într-o dictatură a penalilor, într-o dictatură a infractorilor, dacă nu venim în număr cât mai mare în stradă. Veniți, oameni buni, aici în Piața Victoriei. Eu sunt aici, vă aștept. Veniți în număr cât mai mare în Piața Victoriei și vom fi joi la Parlamentul României. Dacă nu, cumva va fi nevoie să fim chiar mâine, dacă Nicolicea nu bagă în procedură de urgență, dacă nu introduce discuțiile în plen. Așadar, dragii mei, veniți, vă rog mult, în stradă. Este momentul să punem rezistență. Dacă nici acum nu suntem în stradă, să știți că meciul este pierdut, dragii mei. Ieșiți în stradă.